Asta, cred că o să știe. Aaaa! Nu l-am. Băi. Aaaa, bro! What the... Wait! Eu unde? Tu. Băi, eu serios, băi, băi, nu, serios. Hei, ceau, fraților, eu sunt Reșan alături de Julian și de Octavian. Iar astăzi, fraților, ce filmăm? Vreau să aud în gura mare. 24 de ore, spunem lui Reșanu, numai da. Julian, ai auzit asta? Da. 24 de ore îmi zici doar da, fratelă. Da. O să-i chinui pe băieții ăștia la maxim, băi nebunilor. Facem totul astăzi, da? Da, poți duci de acum la mine, spate, nu te mai chinui. Nu, mersi. Cu trec scurt astăzi și așează acolo, sus. Da. Păi, trebuie să formulez corect întrebarea, că eu să răspund da, dar nu, fă. Octavian, taci și rog pentru timp de o minută. Ok, frații mei, vă rog chiar acum să lăsați butonul de like, să fie acolo pus, fraților, e foarte important, și să vă abonați, cum? Pum! Să vă abonați, iar cel mai important, Julian este clotopelul, nu-i așa? Clotopelul și clar. Clotopelul e cel mai important, dacă vreți să faceți parte din familia Reșanu, nu alungi mult, bă băieți. Cam, nașpa nu prea vrea să merg eu așa, poate mă tărâniți așa frumos până la mașină. Julian, i-am terminat. What the fuck? A trecut minuta? Yeah, bro. Eu iau asta până așa în spate și vreau, dacă e posibil, să mă tăriți până la mașina aia. Reșanu, spuneți-mi eu scurtă. Da. Dacă vreți să vedeți deja următorul clip, partea a doua cu măști, o să mă chinuie pe mine la maxim. Puneți like-ul ăsta gras! Like-ul. 5.000 de like-uri și eu fac 24 tot. De ore, zic lui Julian și lui Octav doar da. Dar astăzi e ziua mea, așa că, băieți, la cine mă urc? La Octav. Nu, hai la UEFA. La Octav. UEFA. Wait! Hai, a mers, până la mașină. Bă, ce mișto, sincer, îmi place tare. Asta cred că o să fie... Asta cred că o să fie clipul meu preferat. Cred că o să fie... Mulțumim! Doamne, stai după mă dată, ziua! Bă, Giulene, spune lui femeia asta că sunteți frumoase. Stai, dă-ți tu și normal cu ăla. Giulene, te rog, deschide mașina asta din față. Mai repede! Hai că de-aici mă duc singur, de-aici mă duc singur. Giulene, așa frumos, te rog să-mi o închizi. Băi, ce șmecher ăsta azi, nu cred. Nu cred, băi. Ah, ce bine o zi întreagă să-ți fie dedicată ție. Giulene, te rog frumos să-mi iei și mie un cappuccino și să-mi-l aduci acolo la terasă. Octaviane! O să-mi ții companie la masă. Da? Un cappuccino, da, vă rog, da. Da. Un prank vreți să facem? Țineți! Maria dumneavoastră. Te rog să o guști pentru mine, să fiu sigur că n-ai otrăvit-o sau ceva. O să vei după mine, da? Da. E bună? E fierbinte. Octavian, gustă și tu. Da, desigur. E bună, da? Meram de. Gustăm cafeaua. Vrei să spun ceva? Scuipat. Eu n-am băut, eu tu ești prost? Da. Vrei la scuipat? Te rog frumos, după cafea o să vreau să mă hidratez. Du-te și mie, te rog, și o apă. Tot eu? Da. Vreau mai mult azi puține să te chinui. Lasă că Octavian are ceva pregătit după asta. Reșanu ăsta de amușelță din Ghine, eu. S-am luat o apă de împărat adevărat. Știi de care? Bă, sper că e apă plată. Blagabuu! Tu știi că... Miroase parcă apă mai ieftină ca să nu există. De la bunelul din Beș. Care nici nu l-am. Mergem la stație și te urci în trolebus și rogi la șofer să-i dai 2 lei și îi bați la maxim în geam și așa. Să-mi dai 2 lei? Da, să-ți dai ție 2 lei. Bă, până nu ceri 2 lei de la șoferul ăla, nu ieși de trolebus. Îi dai sunt așa, bau. Sunt smiling. Aveți 2 lei? Puteți să-mi dați 2 lei? Puteți să-mi dați 2 lei? Să vă dau? Da. De ce? Dacă puteți. Nu puteți? Ai văzut de lei? Am de lei, dar stați îți dau. O, mulțumesc! Mulțumesc mult frumos, îi punem aici frumos să fie bazați. Pentru tine știi ce am pregătit următoarea să faci, fratele meleu? Te duci la primul polițist care îl vezi pe stradă și îl rogi să faci un selfie cu el. Astfel tu îmi trimiți mie poza și eu postez la mine pe story. Ești gata? Uitați, Octaviane, hai, Octaviane, ieși, fratele, uite-i! Hai, da, Octaviane, hai, vreau... Giulene, ce crezi, să-ți facă? Da. Hai, să vedem. Hai, lăsa poate altă poziția. Vă rog, mă. Vă rog.
hai să facă din asta. Și colega nu vrea. Nu vrea. Nu, nu vrea. Colega vrea să facă frumos, vă rog frumos, vă rog. Vă Măcar masă, cum să faci, măcar așa. Hai să facă. Bunule, bravo, bravo, ai făcut-o și pe asta. Băi, eu zic că să-i pregătim una lui Julian, da? Da! Ok, următoarea pregătim lui Julian. Chiar acum te duci și faci ce ți-am zis, hai! Bună ziua! Nevastă ne-a luat bagajul. Bagajul. A cui? A meu. De unde? Mi-a spus că un dat și-a dat spre el. Serios, ai bine tu? Nu, serios. A bine dat să mă serios. Dar pe dat și-a dat spre bagajul. Taxi, nu? Nu mai este taxi. A, nu, mă scuzați. Da. Uite și tu, cafenea sus. Uite și roagă să-ți fac o cafea pe gratis. Zic că n-ai bani, ai venit din undeva în afară orașului și vrei să bei o cafea. Cu poliția poza am. Dacă mai vreți serii de genul, lăsați like și comentariu și scrieți, bă, vrem partea 2 și facem, bă, fraților, vă dați seama. Vă rog frumos, lăsați un like gras. Bună ziua. Păi de cafea. Da, gratis, faci. Da, vă rog frumos. N-am bani. Vă rog frumos, o cafea. Gratis, vă rog. Dar pentru... Un sărut pe obraz. Ha? Nu? Un sărut pe obraz. O cafea. Una. Una. O cafea. Știi cu o cafea. Vă rog. Ia faci cafea. Mă auzi? Da. Uite încă. El a plătit pentru dânsa ca ție să-ți spui că da. Atâta timp cât cineva joacă contra regulilor mele, fraților, pregătim pedeapsa cum de 10 ori mai mare pentru octav. Lasă să creadă că totul e ok. Dar eu nicam nu ți-am spus. Eu i-am spus că tu ai făcut-o gratis. Am făcut cafeaua. Mersi, fratelo, dar luând în considerare că Octavian tocmai a încălcat tot regulamentul al acestui joc și a plătit femeia ca să mă mintă pe mine, ca să mă mintă pe mine că cafeaua a fost gratis. Octavian, următoarea ta pe deas o să fie, bă, de 10 ori mai tare ca asta. Îți zic acum serios. Bă, cu mine încălcat tot regulamentul. Trișezi, mereu trișezi. Chidi gura. Te duci la un om care fumează. Fără să-i zici nimic, iei țigara din gură și o cași la pământ și zici nu fumați că dăunați grav sănătății. Cred că o să fie o lecție tare bună să nu mai trișezi. Ia hai să căutăm și omul ăla care e fumător, să găsim și noi. Hai. Da, asta și zic, nu fumați. Numai nu unul cu barbă și mășcat 2 mieze, te rog frumos. Bă, personal, eu primul care să-l văd că fumează la ăla. Nu, hai, te rog, sunt primul, te rog. Nu fuma, las fumatul. Băi, mă doare capul. Bravo, bă, bravo. Bă, a fost lecția să mai trișezi. Vezi, nu trișai, e rău rămâne. Giuliane, pregătim pentru tine. Da, eu am făcut de-am destul. Nu, mai faci una, fratele meu. Pentru asta și-am făcut eu numai ce și-am mâncat în cap. Bă, uite, eu cred că stai un an deja, n-ai nici o găgică, nimic. Lumea poate va crede că te dai pe băieți. Cred că următorul lucru care o să ți-l spun, du-te la o fată. Minus, chiar să fie și 50 de ani, 40, 30, 20, știi vârsta ta. Și zic că ești foarte drăguță și ceri numărul telefon. Și vreau să aduci mie și lui Octav numărul telefon să-l vedem și noi. Vreau să aud răspunsul. Da. Haide, haide. Bună seara. Arătați foarte bine, sunteți foarte frumoasă. Puteți să dați numărul dumneavoastră de telefon. Dar ce? Puteam să sunam, poate. La o cafea ieșim ceva. Băi, deci am schimbat locația, deja s-a lăsat noapte și frigușorul peste noi. Giuliane, ții minte ce trebuie să faci? Da. Octavian, cum crezi, o să reușească? Eu cred că o să-i spună lui Giuliane, ciu de aici, bă, țăranule! Oh, doamne. Seara, fetele. Asta pe aia. Am vrut să spun că arătați foarte bine. Acum. La moment. Nu știu cum arătați înainte așa. Dar am vrut că... Am vrut că... Ești bune, bă. Puteți să-mi dați un număr de telefon. Pur și simplu așa să-l am, știți ce eu. Cât mai multe fete, contactele mele, cu atât mai bine. Da? Da. Am voie, tu ești în loc public. Nu, tu ești în loc public. Hai să deschidem legislația. Vreți să deschidem legislația, da. Hai că de la numărul telefon am ajuns să încercăm. Eu am zis că doar nu vreau să dau numărul de telefon. Ce? Atât. Păi, ok, la tine nu mai am trebuie. Bună seara. Spasibă. Arătați foarte bine la moment. Pot să-mi dați numărul dumneavoastră de telefon. Pur și simplu, îmi dați numărul dumneavoastră de telefon și nu vă mai spun nimic, că m-am săturat deja să îmblu prin parc. Vreți? O, în sfârșit. Mersi mult. Cum vă numiți?
Elena. Elena. Ce bă, Giulia, ne-ai luat numărul? Uite, frumos, l-am luat, ăsta e ultimul. Ei, bun, ok. A făcut și Giulia în provocarea, fraților. Cam așa această zi dedicată mie și doar băieții îmi zic da. Dacă vreți partea a doua, chiar acum lăsați like-urile și vom face partea a doua. Like-ul grasul, comentarii! Deci, pentru ca să arătați susținerea voastră și că ne apreciați, vrem chiar acum să apăsați butonul ăla de like. Cum să fie? Subscribe-ul! Bum! Și clotopelul, fraților, să fie pornit, este foarte important. Așa o să faceți parte din familia Reșanu și o să aveți sănătate până la 100 de ani și toată familia voastră. Cu voi a fost Giulia, Octavia și Reșanu! Pa, pa!